Da, bună ziua, mă numesc Iulia Băsca, activez într-un banc comercial de Republica Moldova. Deja auzind mai mult de Peleron, noi în genere, chiar și când mergem pur și simplu în transport sau chiar și să ne uităm sus, da, pe clădire, adică vedem și mereu auzeam că mulți joacă, văd, se interesează de cursuri, de acțiuni, că iată acum ce s-a întâmplat cu acțiunile Facebook, că iată cum a acționat pe piață, că au făcut mari venituri și adică mi-era interesant cu ce se mănâncă, ce e asta, pe ce fac ei bani. Am înțeles deja, adică, de, să spunem așa, limba în care vorbeau ei cât de cât, pentru că ei vorbeau în termeni specifici care până la moment mie nu mi-erau clar, până ca să trec măcar acest curs de bază. Mă așteptam, dacă sincer zic, că să fie cu ceva mai complicat sau doar fost tot ceea ce am discutat deja, a fost doar chiar și în exemple care noi ne contraziceam și nici a fost ceva care s-a memorat și mi s-a părut destul de ușor. Cred că tuturor persoanele apropiate. Cunoscuților care, da, chiar surorii mele la moment vreau să recomand. Cine știu că este anume în domeniul economic, tot este aproape, îi place acest domeniu. Da, cred că ar putea, dar cu așa trebuie un pic mai mult efort să depui, să spunem, da? Pentru că, zicem, dacă este o persoană mult în domeniu axat, nu știu, frumusețe sau ceva creativ, da? Ar trebui un pic mai mult concentrare și mai mult ca să lucreze asupra sa, ca să înțeleagă în esență mai repede, da, să spunem. Am venit tare sceptic, dar acum cred că 100% că da.